Fundație. Sunt prezenți toți consilierii locali în funcție, oricum doamna președinte. Bună ziua! Pentru început vom supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Cine este pentru? Primul punct pe ordinea de zi. Supunem la vot ordinea de zi cu cele 7 suplimentări. 7 suplimentări. Și se retrage punctul 3 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Primul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent contractului de administrare a terenului forestier dintre proprietarul OAT URA Slănic Moldova prin Consiliul Local Slănic Moldova și administratorul Regia Națională a Pădurilor Rom Silva, Direcția Silvică Bacău, prin ocolul Silvic Târgu Ocna. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Vă spun și eu bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară pentru luna martie. O prezență 100% ne încântă și ne ajută. La primul punct avem, ca de altfel în fiecare an, bugetul necesar pentru întreținerea, în principal, a plantației de la Cireșoaia, de pe piciorul porcului, cum îi spunem noi. Mai avem acolo lucrări de făcut. Până în anul 5 de dezvoltare trebuie să facem aceste lucrări. Legea ne obligă și noi am considerat că este bine ca aceste lucrări să fie făcute de ocolul silvic. Sunt și firme private, dar ca să nu avem discuții, ne-am hotărât să facem și paza pădurii și întreținerea plantației cu ocolul silvic Târgu Ocna, cu care de altfel avem deja 4 ani de colaborare și suntem mulțumiți de asta. Noi sperăm anul acesta să terminăm, adică tot planul este făcut ca să terminăm plantația de la Cireșoaia, respectiv 13,5 hectare. Deja unii puieți sunt plantați de 3 ani de zile, al 4-lea an, și deja se văd viguroși. Și sperăm ca foarte repede să crească această pădure și să nu mai fie nemulțumiți vecinii că au gardul acela pe toată lungimea. Dacă sunt ceva întrebări, vă stau la dispoziție. Cine este pentru? Avizul comisiilor. Avizul comisiilor. Favorabil. Cine este pentru? Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a Casei de Cultură din subordinea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Așa cum am spus și în comisii, noi acum aproape un an de zile am aprobat, Consiliul Local a aprobat ca compartimentul Casă de Cultură să fie în organigrama primăriei. Până atunci era cum ar fi o direcție separată și avea un cod fiscal separat. Reglementarea juridică înseamnă că închidem acel cod fiscal și vom rămâne cu Casa de Cultură în organigrama mare a primăriei, ca să nu mai plăteam contabilitate separat și alte costuri, dar și lipsa de nevoie de a avea extern acest compartiment. Și vă rog să fiți de acord. Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? După cum am spus, punctul 3 se retrage. Punctul 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului anual privind acțiunile sau lucrările de interes local pentru repartizarea orelor de muncă la acțiuni de interes local pentru beneficiarii de ajutor social, conform legii numărul 416 din 2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare pentru anul 2021. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului.
Da, este obligația noastră să aprobăm aceste tipuri de lucrări pe care cei de la 416 de ajutor social le vor face. Vreau să vă aduc la cunoștință că la acest moment avem doar 5 persoane care primesc ajutor social. Celelalte care fac muncă sunt obligate de diferite instanțe sau alte obligații pe care le au. Încercăm să fim atenți, să nu risipim banul public pe ajutoare. Avizul comisiilor? Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate în vederea implementării măsurilor active din planul de management al situlului Natura 2000 Roșci 0318 Măgura Târgu Ocna. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Pentru cei care urmăresc materialul filmat, aceste arii protejate, Sălin Moldova are 3 arii protejate mari, respectiv acest Roșci de la cu Târgu Ocna, care este chiar la intrare în Cireșoaia, pădurea toată de pe dealul Măgura. A doua arie protejată este la Stănic Moldova, începe de la Pârâul Pietrii și este toată pădurea până la creasta dintre Pârâul Pufu și Pârâul Slănicel și Dofteana, care trece și pe teritoriul Doftenei. Și a treia arie protejată este Natura 2000. Mai avem, pentru aceste arii protejate există plan de management. După cum am spus în comisii, începând de anul trecut, Agenția Națională de Arii Naționale Protejate este custodele acestor arii protejate, pentru care statul român s-a angajat să îndeplinească niște condiții de păstrare, de monitorizare, de conservare. În acest context, la toate discuțiile pe care le-am avut și nu puține cu doamna președintă și cu stafful de la Arii Naționale Protejate, acest parteneriat este necesar pentru ca noi, pe baza parteneriatului, să putem atrage o firmă de consultanță care, pe baza planului de management stabilit de specialiști și aprobat de guvern, să îndeplinim niște condiții impuse acolo, care sunt pe de o parte favorabile nouă, pe de o parte impuse de legislația europeană, dar pe de altă parte favorabile nouă. Și ne-am propus să facem parteneriat cu două arii protejate, cu asta de la intrare și cu aria Roșci-Stănic. Pentru că Natura 2000 este deja pe 5 județe și nu la momentul acesta reglementarea spune că toți cei care sunt în aria respectivă trebuie să fie de acord. Aria nu poate să fie amenajată doar până la granița Stănicului cu Dofteana, spre exemplu. Trebuie să fie luată în calcul integral și din această cauză ne vom limita doar la aceste două, pentru că punctul următor se referă la situl Roșci de la Stănic, Natura 2000, Roșci Stănic. Ar fi de interes pentru noi și într-o perspectivă de dezvoltare de proiecte care să atragă mai mulți turiști în zona noastră. Și vă dădeam un exemplu în ședința pe comisii. Am fost și am văzut un proiect care se cheamă Pădurea Pedagogică, un proiect foarte frumos, pe care ni-l propunem și noi să-l facem la Stănic Moldova cât de curând. Este doar un exemplu prin care noi putem să creștem atractivitatea turistică. În planul de management sunt trecute finanțări și pentru consolidare, dar și pentru trasee de vizitare și puncte de observare. Aceste elemente, din nou, ne-ar ajuta să atragem mai mulți turiști în localitatea noastră. Separat. Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate în vederea implementării măsurilor active din planul de management și pentru elaborarea și implementarea cererilor de finanțare pentru situl Natura 2000
Rosci 0230 Slănic. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Al doilea proiect despre care am vorbit. Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 8, respectiv inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Slănic Moldova, însușit prin hotărârea Consiliului Local Slănic Moldova numărul 42/1999 și atestat prin hotărârea de guvern numărul 1347/2001. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Este vorba de atestarea la domeniul public a podului de la Biserica Catolică, podul de la Hotelul Racoviță din față, puntea pietonală de la Hotelul Certac și podul de beton de la cimitirul din oraș, cimitirul eroilor și cimitirul civil. Aceste obiective trebuie să atestate pentru că altfel nu putem să punem proiecte pentru modernizarea lor. Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea concesionării prin licitație publică a suprafeței de 5 metri pătrați, teren intravilan, situat în Slănic Moldova, strada Izvorului, aflat în proprietatea publică a orașului Slănic Moldova. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Da, este vorba de câțiva metri pătrați necesar pentru un pod de acces către o proprietate peste pârâul Pietrii. 5 metri pătrați, partea cealaltă a podului este în proprietate privată, respectiv este nevoie doar de o suprafață pentru partea care este în domeniul public. Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a suprafeței de 5 metri pătrați teren intravilan situat în Slănic Moldova, strada Izvorului, aflat în proprietatea publică a orașului Slănic Moldova, a caietului de sarcini și a documentației de atribuire. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Chiar și dacă obiectivul este strict pentru a face un pod, trebuie, legislația ne obligă să scoatem la licitație acești 5 metri pătrați. Și trebuie să ne conformăm. Vă rog să fiți de acord. Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind exprimarea dreptului de preemțiune al orașului Slănic Moldova asupra imobilului Monument Istoric Cazinou, situat în Slănic Moldova, strada Vasile Alexandrin, numărul 3, județul Bacău, Cod Bacău IMA 0901. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Da, trebuie să fac câteva precizări. Noi am discutat și am clarificat lucrurile în comisie. Primăria Slănic Moldova a inițiat încă din 2019, din decembrie, și Consiliul Local a aprobat ca acest obiectiv, clădire casino, să fie expropriat, pentru că legea pe care noi am pornit în 2019 a fost expropiere, întrucât această clădire este de importanță vitală pentru localitatea noastră. Mai nou, proprietarul clădirii ne-a înștiințat și ne-a cerut să ne exprimăm dreptul de preemțiune. Legea obligă un proprietar care are o asemenea clădire să ceară drept de preemțiune de la Ministerul Culturii, de la Consiliul Județean și de la Consiliul Local. Respectiv, noi am primit adresa de la Ministerul Culturii prin care declină către UAT dreptul de preemțiune. Am primit adresa de la Departamentul de Cultură al județului și acolo spune foarte clar că cel mai bine ar fi ca acest obiectiv, monument istoric, să fie în administrarea Consiliului Local. Și, drept urmare, propunerea noastră este să ne exprimăm dreptul de preemțiune, doar că valoarea
pe care dumnealor au scris-o, au pretins-o de 1.500.000 de euro, nu este o valoare cu care noi la momentul acesta suntem de acord. Fac precizarea că în 2013, când Consiliul Local la vremea respectivă a avut același subiect, exprimarea dreptului de preemțiune, și a fost că nu își exprimă dreptul de preemțiune, drept urmare a ajuns în proprietate privată, hotărârea de Consiliul Local a fost necesară o evaluare. Evaluarea din 2013 a acestui imobil este de 1.800.000 și puțin 1.800.000 de RON, 880.000 de RON. Imobilul a fost achiziționat cu aproape 900.000 de RON și este la impozitare cu aproape 800.000 de RON. Cifre care nu sunt atât de relevante la momentul acesta, dar evaluarea din 2013 este relevantă. Acolo spune și gradul de uzură și alte detalii. Respectiv, noi ne exprimăm dreptul de preemțiune și vă rog să fiți de acord astăzi, condiționat de faptul ca noi să facem evaluarea de către un evaluator autorizat, și ne-am scurtat drumul pe care am pornit noi acum mai bine de un an, în sensul în care dacă proprietarul este de acord cu valoarea respectivă, atunci noi am putea să ajungem mai repede în proprietatea acestei clădiri. Dacă proprietarul nu este de acord cu acest parcurs pe care legea ne obligă să-l facem, atunci noi vom merge pe drumul nostru, în sensul în care vom aproba indicatorii tehnico-economici, pasul următor conform legii pe care noi trebuie să-l facem, și vom expropria această clădire, indiferent cine este proprietarul clădirii. Acesta este punctul de vedere și acesta este proiectul de hotărâre pe care l-am propus astăzi. Sursa de finanțare, v-am spus în comisii, avem mai multe surse de finanțare. Putem să forțăm puțin bugetul nostru, chiar și de anul acesta, și să renunțăm la alte investiții făcând această investiție, dar avem posibilitatea să atragem fonduri guvernamentale și fonduri de la norvegiene sau elvețiene, fonduri dedicate monumentelor istorice, sunt culoare de finanțare până în 2 milioane de euro, chiar am avea bani și pentru punerea în funcție eventual, dar în ultimă instanță putem să extindem creditul care a fost făcut, cum a fost făcut în 2006 pentru nu știu ce lucrări care nu erau de așa mare importanță, și să plătim această clădire. Vă rog să fiți de acord, condiționat de faptul că imediat după evaluare voi convoca o ședință de Consiliu Local în care vom stabili că prețul respectiv este agreat de noi și vom stabili o comisie care se va duce să negocieze, să discute cu proprietarul prețul practic de vânzare. Până atunci doar îi comunicăm că ne exprimăm dreptul de preemțiune și mai cerem niște documente pentru a putea comanda o evaluare. Ne propunem ca evaluarea să o facem noi. Dacă dumnealor își fac și dumnealor o evaluare, atunci este treaba dumnealor, dar este important ca noi să avem o evaluare făcută de către un evaluator autorizat. Vă rog dacă sunt ceva întrebări aici. Nu sunt. Cred că cel mai bine este să ajungă la primărie, că avem exemplu că a fost mai mulți proprietari privați la cazino și a fost un dezastru de amicoare. Să încercăm și varianta statului, cum s-ar zice, la primărie. Păcat că a ajuns la privat, nu trebuia să ajungă aici. Da, și exemplu a fost... Bun, noi la momentul acesta nu putem întoarce timpul. Este clar că din 2013 până în 2021 acest proprietar ar fi avut timp să măcar să v-am pus poze cum arată scările și alte aspecte exterioare, dar încă o dată, noi trebuie să înțelegem că e foarte greu să fac bani din cultură. Cultura trebuie finanțată de către cineva și atâta timp cât acest obiectiv ar sta în proprietate privată, este greu de... În primul rând, noi am avea acces condiționat acolo.
să facem noi ceva în sala aia sau unde am avea noi nevoie, da? Al doilea aspect, terenul este inclusiv calea de acces din fața imobilului. Oricând un proprietar privat ar spune, nu mai circulă nimeni prin fața cazinoului. Păi noi cum am fi noi ca localitate dacă această cale de acces ar fi blocată? Ar fi o rușine pentru noi acest lucru, nu? Și nu mai spun de alte aspecte legate de mobilitate urbană, de anumite trasee care sunt necesare pentru dezvoltarea localității noastre. Cazinoul este valoarea numărul 1 a Stănicului din punct de vedere al imobilelor și zvoarele sunt valoarea numărul 1 din perspectiva resurselor naturale. Dacă aceste două nu vin în administrarea comunității, Consiliul Local se mai schimbă, dar comunitatea trebuie să beneficieze de puterea de a administra aceste resurse. Dacă foarte repede vom ajunge acolo, este important, dar mai important este că am plecat pe drumul acesta și deja avem rezultate la izvoare și deja vreau să vă spun că deja am discutat cu Institutul de Balneologie și sunt de acord să preluăm și izvorul 3 pentru explorare. Respectiv, foarte repede vom avea rezultate și pe această direcție. Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? Punctul numărul 11, raport privind starea economică, socială și de mediu. Dacă îmi permite o să-l prezint acum. Vă rog, dați-mi un exemplar mie. Dați-mi un exemplar ca să-l lecturez puțin de acolo. Raportul, așa cum l-am prezentat și în anii precedenți, reprezintă munca pe care administrația publică a făcut-o în anul 2020. O să fie și publicat pe pagina primăriei. Vreau să vă spun, dacă îmi permiteți să vă spun câteva cuvinte despre raport, este tipărit, nu este de aprobat. Raportul este obligația primarului de a fi prezentat consilierilor locali. În acest sens, vă spun câteva cifre. Pentru prima dată în istoria localității noastre realizăm venituri de 10.808.000 de RON. Pentru cei care au fost consilieri în mandatul trecut, veniturile din 2016 au fost puțin peste 6 milioane de RON. Asta înseamnă și o colectare mai bună, dar și o atenție la câteva surse care pot îmbunătăți veniturile. La capitolul investiții 1.705.000 de RON avem la patrimoniu, pentru că tot am fost întrebat pe internet ce înseamnă acest lucru, înseamnă că de 3 ori s-a mărit valoarea patrimoniului din 2016 până în 2020. Asta înseamnă că am fost atenți odată la reevaluarea lui, dar și la aducerea în patrimoniu a unor obiective. Dacă în 2016 aveam 25.849.000 patrimoniu, în 2020 avem 80.524.000 patrimoniu. Și această cifră va crește pentru că vrem să fim gospodari buni, vrem să aducem lucrurile pe un făgaș cât mai bun astăzi, dar să creăm o perspectivă foarte bună pentru viitor. Aici aveți cifre despre cum s-au cheltuit banii la școală, la serviciu de salubritate, la casa de cultură și aveți principalele obiective care s-au atins în anul 2020. Chiar dacă a fost un an greu, eu sunt bucuros că am reușit să facem atât de multe lucruri. Vă amintesc așa din memorie, s-a finalizat iluminatul public cu LED pe toată Valea Slănicului. S-au amenajat stațiile, s-a făcut asfaltarea Târgu Ocna-Slănic, un obiectiv important. S-a dat atenție la educație, s-au cheltuit bani în educație, atât pentru respectarea normelor, dar în principal la grădinița de la Slănic Moldova și
alte obiective din, de pe partea de educație. La salubritate am reușit să cumpărăm mașină compactoare nouă și multe alte și pubele și triciclete și huse și am îmbunătățit puțin acest lucru. Anul acesta sper să ajungem măcar la un optim în ceea ce privește colectarea selectivă și colectarea gunoiului menajer. Pe partea de infrastructură am reușit câteva străduțe să le reparăm, dar anul acesta vom reuși mai multe. Și mai sunt câteva aspecte pe care le-am reiterat aici. Vă rog să lăsăm la diverse eventualele comentarii pe marginea raportului. Mi-am făcut datoria să vi le prezint. Da? Vă mulțumesc. Vă rog, doamna președinte. Putem să trecem la suplimente? Da. Primul punct pe lista de suplimentări, proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii. Inițiator, Economis Baciu Gheorghe, primarul orașului. Da, avem comisie pentru treaba asta. Sunt un apartament cu două camere și patru garsoniere. De altfel, ultimele disponibile urmează, pe măsură ce se mai liberează, să mai venim. Practic, acum încheiem etapa de închiriere la toată capacitatea de cazare de acolo. Mai avem niște probleme la subsol. Am făcut separările cu plasă bordurată acolo ca să aibă boxe, dar se infiltrează apă, mai avem acolo mici lucrări de făcut. Nu vreau să comentez cum a fost construit acest bloc și ce atenție i s-a dat, dar am cheltuit foarte mulți bani să remediem lucrările recepționate de altfel în 2009 de către o comisie de recepție din primăria Stănii Moldova, care la momentul acesta nu poți să te duci la constructor să-i ceri să remedieze dacă tu ai semnat în 2009 recepția acestei clădiri. Eu sunt bucuros că măcar atâta s-a făcut. Acești 32 de familii, de monoparentale sau familii cu 2, chiar 4 copii, locuiesc în condiții bune și sper să avem cât mai multe asemenea ocazii să mulțumim oamenii din localitatea noastră. Dacă s-ar putea să-i spun și la cameră, poate înțeleg și ei, să-i rugăm, o parte din ei ar putea să parcheze pe strada cu sens unic. Acolo este o foarte mare înghesuială și în fața blocului e liber. Nu cred că e necesar să stai cu mașina neapărat la scara blocului. Da, este o solicitare concretă a unui părinte care aduce copilul la grădiniță ca proprietarii, chiriașii de locuințe ANL să parcheze, în special pentru fapt că sunt tineri, să parcheze mașinile pe strada principală lângă parc, unde sunt locuri disponibile, în detrimentul parcării lângă cămin, care dimineața când vin părinții la cămin, nu găsesc, stau la coadă să-și lase copilul și se creează acolo o situație delicată. Mulțumesc, domnul Vasilier. O să luăm în calcul acest aspect și o să-i încurajăm și noi. Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? Numărul 2. Proiect de hotărâre privind însușirea, atestarea în domeniul privat al orașului Slănic Moldova unui bun imobil. Inițiator, Economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Este vorba de terenul de aproximativ 300 de metri pătrați, situat între stația PECO de la Stănii Moldova, care din păcate nu funcționează nici astăzi, și podul de la Păltini. Și acolo a rămas o fâșie de teren pe care noi nu am atestat-o și trebuie să o atașăm, să o integrăm în
în tot ansamblul acela de proprietate al primăriei. Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind însușirea, atestarea în domeniul privat al orașului Slănic Moldova unui bun imobil teren. Da. Aici am discutat în comisii. Este vorba de terenul de la gaze, sediul gazelor din Slănic Moldova. Avem acolo o bucată de teren și el are două contracte de concesiune, dar o suprafață de aproximativ 75 de metri pătrați nu este atestată. Vrem să facem un contract în care să reglementăm situația integrală a acelui teren. Am avut concursul celor de la Transgaz și mai închidem o etapă de neclarități în localitatea noastră. Vă rog. Avizul comisiilor? Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la hotărârea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova, numărul 77 din 26.06.2020, privind declararea unor bunuri ca fiind bunuri de interes public local. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Da, sunt niște diferențe de suprafețe. La anexa asta este foarte lungă. Nu vreau să dumneavoastră ați avut-o la mapă, dacă vreți să... În principal sunt ziduri de sprijin, da? Și nu cred că e cazul să le citesc, că sunt foarte multe. Dacă sunt întrebări punctuale, vă răspund la ele. Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului teren cu suprafață de 419 metri pătrați, situat în intravilanul localității Slănic Moldova, numărul 146E, din proprietatea privată a orașului Slănic Moldova și administrarea Consiliului Local, către domnul Moraru Carmil. Da, punctul 5 și punctul 6 este vorba de doi proprietari de case și de anexe gospodărești, care au construcții pe teren concesionat de la primărie din 1992, prin anii 90, 92-96, dumnealor și-au reglementat situația cu terenul și cu toate celelalte și au solicitat acest lucru, având în vedere că în plan urbanistic general al localității noastre nu avem un interes de vreodată de a construi acolo ceva și faptul că având locuințe, case de locuit, nu vom putea să trebuie să urmeze construcția, practic nu putem să întrerupem vreodată concesiunea, atunci propun să fiți de acord și rămânem pe ce am discutat și cu Consiliul Local anterior, că până la aprobarea planului urbanistic general din Slănic Moldova, de la cimitirul eroilor, de la intrarea acolo la Dona Bianca la deal, nu vom vinde vreo proprietate pentru ca să așteptăm reglementările planului urbanistic general. Vă spun acest lucru pentru că mai avem solicitări de a vinde terenuri, în special în zona de garaje, în zona de alte... Și nu vreau să creăm o greșeală, să creăm un precedent. Am mai vândut un singur teren de când sunt eu primar, undeva lângă, mai la Valea de Părâu Pietrei. Și vă rog să fiți de acord, să liniștesc și ei, ne-am încasat banii și, uite, avem o mică finanțare pentru clădirea casinosa, pentru alte cheltuieli pe care noi nu vrem să ducem banii în funcționare. Și nu vreau să vă ascund că intenționăm să vedem ce alte terenuri de interes pentru noi vor fi disponibile și să le achiziționăm, pentru că suntem foarte săraci. Gândiți-vă, când o să vină multe mașini pe Valea Slănicului, nu avem niște locuri de parcare. Și nu numai pentru asta, pentru o mică industrie, pentru ceva. Trebuie să fim gospodari și să avem în vedere și aceste aspecte. Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru?
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului cu suprafața de 342 de metri pătrați, situat în intravilanul localității, pe strada Cereșoaia numărul 146D, din proprietatea privată a orașului Slănic Moldova și administrarea Consiliului Local, către domnul Moraru Andrei. Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? Ultimul punct pe ordinea de suplimentare, proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați din devizul general privind cheltuielile de capital pentru realizarea investiției, amenajare poduri din beton armat și punți pietonale, localitatea Slănic Moldova, județul Bacău. Aici am discutat în comisie, aș vrea să fac câteva precizări pentru cei care ne tot întreabă ce sunt cu punțile și cu podurile astea neterminate. Vreau să vă spun că acest proiect cu podul a început în 2007 pe ordonanță de guvern, după aceea a trecut pe PNDL 1. În 2012-2013 a fost întrerupt proiectul pentru că au apărut niște litigii date odată de niște bani care au fost folosiți în altă parte și date și de procesul prin care primăria Slănic Moldova trebuia să plătească niște datorii, procesul intentat de Curtea de Conturi. Eu când am ajuns în 2016 am găsit situația încurcată și nu am avut posibilitatea să o clarificăm în acești ani din lipsă de resurse. La momentul acesta avem expertiza tehnică făcută pentru că lucrările nefiind finalizate, autorizația de construire la momentul acela nu mai este valabilă. Astăzi trebuie să obținem o nouă autorizație de construire care ne obliga în prealabil să facem expertiza tehnică. Expertiza tehnică a scos la iveală niște lucrări de făcut. Unele de finalizat proiectul inițial, altele date de niște reparații necesare la obiectivele care au fost practic construite până în 2010-2012. Din această cauză, PNDL-ul ne impune un acord al Consiliului Local pe indicatorii tehnico-economici. Acești indicatori tehnico-economici sunt rezultați din lucrările executate și lucrările de executat și sunt dați de către expert și ca lucrări și ca valori estimate. Dacă dumneavoastră sunteți de acord, noi vom merge din acest moment la PNDL cu solicitarea finanțării diferenței de executat și, bineînțeles, de pentru podul apădării de obținut mutarea amplasamentului, pentru că la momentul respectiv podul apădării era pe un amplasament, s-a și început, s-a construit zidul de sprijin, dar la momentul acesta este o pensiune pe acest zid de sprijin, o altă problemă pe care o avem pe acest proiect. Eu sper că lucrurile sunt clare și că putem să avansăm și să închidem. De altfel, avem și o notificare de la PNDL, de la Ministerul Dezvoltării. Dacă până în decembrie 2022 nu finalizăm aceste lucrări, se va opri finanțarea și, bineînțeles, vom avea repercursiuni și nu vreau să se întâmple acest lucru. În sensul acesta, vă rog să fiți de acord cu acest proiect de hotărâre. Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? Vă mulțumesc frumos. Dacă îmi permiteți, doamna președintă, să mai adaug câteva cuvinte la final. Suntem la momentul acesta, așteptăm bugetul și vă voi invita cu prima ocazie posibilă să vedem cum se apropă la județ într-o ședință extraordinară pentru aprobarea bugetului. Dar chiar și așa am pornit proiecte și avem în lucru anumite studii, anumite
lucrări necesare pentru a îmbunătăți calitatea vieții și infrastructura turistică din localitatea noastră. Deja stația de filtrare a apei este gata, răsturnăm platforma betonată și se va instala, investiție de 380.000 de RON și alte investiții, cum ar fi podul Dobru, care s-a închis și mai avem în vedere anul acesta, o să vă prezentăm la buget și investițiile pe care ni le propunem. Pentru că avem destule, avem nemulțumiri vis-a-vis de locul de joacă din parcul central și de lângă blocuri, avem în vedere că imediat după aprobarea bugetului să mai achiziționăm niște obiecte din astea de joacă, niște locuri de joacă și să îmbunătățim. Nu ne propunem să reparăm capital, dar vom îmbunătăți cu siguranță confortul copiilor. Singurul motiv este frâna de buget, pentru că nu putem să le achiziționăm până nu avem bugetul aprobat. Și, de asemenea, imediat după ce aprobăm bugetul, vom face concursul, achiziția pentru finalizarea asfaltelor care au început anul trecut și anul acesta vor continua. Reparații, nu asfaltări capitale, da. Și avem în vedere, bineînțeles, amenajarea de alei, de ilumina public, pe Ștefan cel Mare și pe Vasile Alexandrii vom îmbunătăți substanțial iluminatul public. Cam astea sunt. Eu vă mulțumesc și vis-a-vis de raport, dacă am văzut că aveți anumite discuții, vă rog frumos să-mi puneți întrebările. Nu legate de raport, dacă tot ați spus să definitivați cu cei de la gaze pentru capelă, când începem să facem această... Păi, acel aviz a fost ultimul pentru obținerea autorizației de construire. Din momentul în care, cred că în 2-3 săptămâni că avem nevoie de aviz de structură de la Consiliul Județean, în momentul în care avem autorizația de construire, putem scoate la licitație constructorul. Și, bineînțeles, o să încercăm să facem cât mai repede. Este o valoare de mare în care... Păi este o valoare de 100.000 de euro. Și nu se încadrează în... Aproape. Poftim? 5.000. Așa de mult? Dar dacă constructorul oferă 250.000 de euro, cu valoarea cea mai mică se face licitație. Deci, doamna consilier, noi avem un proiectant pe care l-am plătit. Arhitectura acestei nu este un chioșc. Are un turn, o clopotniță, placat cu piatră, niște forme, zid de sprijin. Toate astea fac obiectul. Noi nu construim aici electoral. Noi construim o clădire care să ne onoreze peste 100 de ani. În sensul acesta, eu nu pun... Și mie mi s-a părut că sunt constructor, mi s-a părut că acest proiect are o valoare mare. Dar licitația care se va desfășura va stabili prețul final. În sensul acesta, e mai bine ca proiectantul să pună o valoare mai mare și să se coboare 10, 20, nu știu, 30% la execuție, dar eu vă spun că din practică el pune o marjă maxim de 10% ca să fie ceva neprevăzute pe acolo. Avem documentații, am publicat poze, dacă vreți, uitați, vi le aduc cum o să arate. Nu este un chioșc. Are un turn înalt cu toate detaliile. Nu ne-am propus să facem o treabă de dragul de a o face. Trebuie, da? Să luăm egătrași cu preoții Maruți, așa, pentru că sunt și bani donați de populație în scopul construirii. Bun, noi ne-am propus așa, banii donați de populație să se transforme în obiecte de cult și de mobilier în interior, ca să nu amestecăm lucrurile. În proiectul de construire este construcția, care se va preda goală. Dacă se strâng niște bani, are pe ce să cheltuie. Sigur că da. Sigur. Vom administra noi această clădire, pentru ca să nu apară discuții, dar va fi și catolic și ortodox.
într-o parte și în cealaltă, va fi un, noi nu ne-am certat niciodată. Este ceva plăcut că la Stănin Moldova, la toate întâlnirile vine și preotul catolic și nu avem ce să ne să accentuăm. Dați răspunsul la cei care vor să doneze, să doneze în continuare la preoți și eu le voi propune ca aceste donații să nu fie legate de ziduri și de clădiri, să fie legate de tot ce este necesar în interior. Și cred că nu se vor strânge chiar așa mulți bani să nu poată fi cheltuiți, mai mult mai sunt în cimitir anumite lucrări de făcut, vom demonta clopotul acela de acolo, mai sunt anumite și astea pot fi, dacă rămâne un surplus de bani, nu cred că este o problemă în sensul acesta. Da? Vă rog. Publicitatea fiind unul din acest străzile astea, că sunt la pământ străzile, dacă vreți să mă trebuie. Străzile. Străzile. Balastarea, mă. Balastarea. Da, avem aceste solicitări, nu sunteți singurul care a spus această problemă. Noi am cheltuit și anul trecut niște bani, am cerut ca prima dată să se facă recepția finală la lucrările, că a dat o garanție de un an de zile, vedem cum iese recepția finală și luăm un calcul. Spre exemplu, săptămâna aceasta lucrăm pe strada Nucului, pentru că acolo e jale și se duc ce lumea la cimitir de Paști și vom încerca să rezolvăm această problemă și ușor, ușor vom mulțumi pe toată lumea. Trebuie va fi toate la rând așa și cu amenajarea la oprească, domnul primar, că... Râurile... Bun, sunt patru, ieri am primit situația, îmi pare rău că nu am aici, sunt patru ofertanți, grupuri de firme, că s-au asociat câte doi, câte trei, chiar și patru firme. Ne bucurăm că există oferte, nu depinde de noi. Vă dați seama că după deschiderea eligibilității deja s-au cerut clarificări și o lună de zile durează numai ping-pongul ăsta de clarificări. Noi știm din experiența noastră de licitații. Licitația o ține Compania Națională de Investiții. Noi sperăm ca doamna director de achiziții ne-a spus că estimează că în 5-6 luni de zile să se poată semna contractul, condiționat de a nu fi reclamații, contestații în instanță. Contestații la CNSC se rezolvă în câteva săptămâni, adică acolo nu sunt probleme. Și acum legiuitorul a stabilit că cel care contestă va și plăti dacă nu are dreptate. Respectiv, descurajează pe cel care, din diferite motive, este nemulțumit să blocheze proiectul. Noi sperăm ca să se semneze acest contract. Proiectul înseamnă ar trebui 3 luni pentru proiectare și un an pentru execuție. Cel mai probabil, anul acesta nu se va băga nicio cupă de excavator în astea, dar sperăm să se semneze contractul și la primăvară să înceapă și la toamna cealaltă, na, cât o să dureze să... E o lucrare de anvergură. Noi am discutat, au fost pe teren două firme și s-a discutat la detaliu, volumul de muncă este mare și ne va aduce și deranj, dar noi sperăm să înceapă repede și, bineînțeles, să se finalizeze conform proiectului, să avem liniște, măcar cei care trăiesc pe lângă acest toamnă. Vedeți că stațiunea Stănin Moldova se mai întâmplă inundații. Vedeți că, Doamne ferește, ce s-a întâmplat? Bun. Mai mult de atât, dar nu s-a putut face. Da, da. Da? La momentul acesta suntem la răspunsul Compania Națională de Investiții. Nu putem influența, nici nu ne dorim să facem vreo imixtiune acolo, pentru că ar însemna un abuz. Dumneavoastră ați aprobat tot ce a trebuit aprobat, noi am trimis și nu cred că o să fie probleme, din punctul meu de vedere. Au fost 14 firme care au cumpărat caietul de sarci. Da? În acest sens, interesul este dacă două sunt chiar din județul Bacău, două firme și consorțiile respective, și două sunt din alte județe, dar nu stabilim noi cine va câștiga licitația. Ordinea este, după ce se termină eligibilitatea, se
capacitatea tehnică, după aceea este al doilea punct. Și abia la final este prețul. Cine trece de aceste două puncte, atunci ajunge în finală și acolo prețul va stabili care dintre cei 4, cei 3, cei 2, nu știu câți o să fie, va câștiga licitația. Vă mulțumesc frumos și vă doresc sănătate și la mulți ani celor care își...